Astăzi o să învățăm niște life hack-uri blanau în caz că vine apocalipsa zombie. Niciodată nu poți să știi când o să vină, căci că de venit vine sigur, eu așa am citit majoritatea articolelor de pe net, așa că trebuie să fim precauți. Cu toate că pe la Sunwaves săptămâna trecută a venit de mult. Voi ați văzut ce era pe acolo? Plin de zombie. Puteau să filmeze ăștia din Walking Dead următorul sezon liniștiți, că aveau de unde, aveau zombie. Că veni vorba de Walking Dead, avem aici parte de primul life hack, care la prima vedere arată interesant. La prima vedere, că probabil ăștia de-au făcut life hack-ul ăsta de s-au gândit la life hack-ul ăsta, n-au văzut filmul ăla cu Brad Pitt, World War Z, cred, în care zombii de acolo fugeau mai tare decât Usain Bolt, prietene, chestia asta o urcau în 2 secunde, maxim. Ok, dacă sunt lenți ca aia din Walking Dead, să zicem că ar ține o chestie de genul și că este o idee destul de bună, dacă nu sunt foarte mulți. Că dacă se adună prea mulți, probabil o să se împingă ca proștii la propriu, că na, cât de deștept poate să fie un zombie. Și probabil o să dărâme chestia asta cu tot, cu etaj. Sau pur și simplu mă gândesc că o să cadă unii peste alții și o să se facă așa mare covor de zombie, cât să treacă ceilalți. Trecem mai departe la al doilea life hack, ar fi asta în care plantăm semințe în rolele astea de hârtie igienică. Na, bănuiesc că dacă vine apocalipsa zombie, te cași pe tine mai des decât ar trebui, de aici și toate rolele astea de hârtie igienică. Ai văzut zombiul, l-ai dat direct și vrei să te ștergi și tu la cur, na, nu vrei să miroși rahat lângă zombie, că e de bun simț până la urmă, știi? Mai ușor fac rost de frunze decât de hârtie igienică. De unde naiba fac rost de atâta hârtie igienică ca apoi să mai pui și semințe de-astea în care să crească hârtie igienică? Al treilea life hack, extrem de inteligent și de util în același timp, presupunând că, nu știu, faci rost de un borcan de castraveți murați, bănuiesc că să știa, nu știu ce sunt ăștia. Și fiind foarte, foarte prost și neavând deloc forță, nu știi să deschizi tu borcanul normal de castraveți sau să pui tricou peste și să-l desfaci în caz că nu poți normal, știi? Ai nevoie de bandă adezivă ca să pui pe capac, ca apoi să tragi capacul ca să-l deschizi cu bandă adezivă. Bă, ce idee! Și tu vrei să supraviețuiești apocalipsei zombie, nu? La modul, bă, eu nu sunt în stare să desfac un borcan cu castraveți, normal, cu mâinile, dar sigur, sigur supraviețuiesc apocalipsei zombie. Da, nu știu ce să zic, legat de asta s-ar putea să... nu. Superb! Ce mai poți să faci, mă, pe apocalipsa zombie? Să vedem. Să cari apă, să pui bidonașe de-astea de apă pe crosa de golf. Mă gândesc că pot să pun bidonașele alea de apă și pe un băț, mă gândesc. Trebuie să fie neapărat crosă de golf? Nu știu, întreb. Aici văd că e crosă de golf. Și să mă rog la Dumnezeu acum că pe timp de apocalipsă dă bidonașe de-astea cu toartă cât să pot să pun bățul printre sau crosa de golf printre ele ca să pot să le car pe toată odată, știi? Deși acum mă gândesc că aș putea să leg și sticle normale cu ceva punie de un băț, nu? Și asta ar fi o variantă. Să faci provizii, dacă găsești un loc de ăsta cât de cât mai sigur, na, nu vrei să ieși în fiecare zi afară să cauți provizii. Mai avem aici și creioane cerate pentru apocalipsa zombie. Na, când zombiul șef își sărbătorește ziua de apocalipsă, nu prea mai găsești lumânări ca să le pui în tort. Și pui creioane de-astea cerate, știi, și sufi în ele. Nu, serios, ce faci cu astea? Ți le bagi în cur? Sau ard mai tare decât ar trebui și, nu știu, le folosești pe post de lumânări sau ceva? Acum, na, de-abia găsești haine, de-abia găsești hrană, dar sigur, sigur găsești creioane cerate. Și dacă e să-ți mai rămâne ceva extra, știi, te-a pus să desenezi și un zombie. Sau, altă idee, ca să te împrietenești cu zombie, să nu te mănânce, știi, dacă te văd după aia, nu te mai mănâncă dacă te împrietenești cu ei. Faci rost de un caiet și dacă îți mai rămân niște creioane de-astea, joci X și 0 cu ei, știi? Dar lași să câștigi, atenție. Nu vrei să te bată zombiul la X și 0, că după aia te mănâncă, ești nebun, se enervează și hop, îți mușcă din gât. Și nu vrei să se întâmple asta. Da, mai avem și poza asta, suntem atât de proști încât ne-a desenat. Atât de proști suntem aparent, ci că să-ți verifici ouăle. Nu, dar acum serios vorbind, eu am mai încercat life hack-ul ăsta. Bă, și din câte știu, nu era apocalipsa zombie. Acum, poate era și nu știu eu. Mă rog, mai puțin la Sunwaves, v-am zis, acolo se strâng zombie în fiecare an. Da, mă, ce mai avem pe aici? Condimente. Exact ce-mi doream. Pe timp de apocalipsă o să facă lumea grătară mai des. Joi, vineri, sâmbătă, duminică. Nu? Acum nu știu exact ce o să pui pe grătar ca să folosești din toate condimentele astea. Da, na, e bine să le ai. Pui un zombie. Zombie la grătar? Eu zic că merge. Astea, condimentele, sunt puse în cutiuțe de-astea de tic-tac. Asta life hack. Alții umblă cu maceta, cu bâta, cu pistolul. Tu o să ai condimente. Nici o problemă. Vezi zombiu, îi dai așa cu piper la nas. Na, mă, fraiere, mori. Dacă nu moare de la piper, îi mai dai cu niște scorțișoare. Cum te pinde? Și uite-te, știu câte condimente ai. Sigur omori zombiu cu scorțișoare sau piper, a?
niște sare. Dacă vezi că nu funcționează asta cu piperul, nu moare zombiul de la piper, găsești un om de ăsta cu pistol cu și face schimb. Bă, boss, să-ți dau piper pe pistol? Bă, îmi dai piper și sare. Deal! Așa facem. Piper și sare pentru pistol. Face schimb pe schimb, na. Trebuie să vă susțineți. Pe timp de apocalipsa și e frumos. Acum, presupunând că știi să tragi cu arcul, poți să-ți faci o chestie de-asta. Orice ar fi chestia asta și din ce e făcută. La ce mă uitam eu acum câțiva ani? Mă uitam la Arrow. O să fiu Oliver Queen. Și te duci și tu pe o insulă de-asta, știi? Te antrenezi și după aia vii ca să salvezi lumea de la zombie. Arrow Zombie Edition. Cu siguranță o să știi să tragi cu arcul pe timp de apocalipsă. Și o să le dai la cap direct, headshot după headshot o să dai cu arcul. Și după ce te întorci de pe insula aia, înainte să omori zombiul, îl pulci așa la pământ și înainte să-l omori, zici you have failed this city. Și bam, omori zombiul. Păi ăsta îl folosești pe post de lubrifiant, na, nu știu, poate ai niște fantezii de-astea dubioase cu femeia la zombie. Și nu știu, eu arăta bine, mai știi? Și dacă vezi o femeie de-asta zombie, trebuie să o faci cumva să... Și folosești lui de bebeluși. Astea sunt cheițele alea de la dozele de suc, nu? Sau ce dracu faci cu astea? Mă gândesc că le folosești pe post de cârlig dacă vrei să dai la pește. Se pare logic, nu? Mă, nu știu dacă funcționează, ideea e destul de bună. Trebuie să punem și în practică. Cum ar fi să fac chestia asta acum, următorul video? Mă duc să dau la pește cu chestii de-astea, le folosesc pe post de cârlig. Da, mă, trecând mai departe, putem observa aici că putem face și o lingură dintr-o sticlă de plastic, pentru că o să avem parte pe timp de apocalipsă de foarte multe ciorbe și supe. Nu știu exact ce se întâmplă aici. Mă gândesc că dacă n-ai baterii potrivite pentru ceva dispozitiv, poți să pui folie și funcționează. Nu știu, n-am încercat. Dar dacă funcționează, bă, da, ăsta e bun. Merită încercat. De chiar poți să faci un foc cu chipsuri Doritos. Nu încercați asta acasă. Deci da, dacă pe timp de apocalipsă se întâmplă să aveți chipsuri Doritos la voi și vreți să faceți focul, puteți să-l faceți, cu toate că mai bine, nu știu, le mâncați pe timp de apocalipsă, zic și eu. De ce mai avem nevoie? Am avut chipsuri, am avut baterii, mai avem nevoie de... Mai avem nevoie de un pește. Nu știu, îl iei ca să dai la zombi în cap cu pește? De ce dracu faci cu ăsta? Sau mă gândesc că e pentru noi, nu? Să-l mâncăm. Pare mai logic așa. Da, oare poți să omori? De fapt, asta e întrebarea. O să omori un zombie cu un pește? Nu cred că poți. Uite, asta putem să punem pe grătar. Pește pe grătar, nu? Da, aparent trebuie să ne spălăm și pe dinți pe timp de apocalipsă și mi se pare logic pentru că nu vrei să spute gura lângă un zombie. Dacă vrei să agăți o femelă zombie, nu poți să o agăți așa dacă spute gura. Trebuie să miroasă gura fresh. Pentru asta trebuie să te speli pe dinți, orice ar fi chestia aia. Asta mi se pare logică, na, în caz că te-a mușcat zombiul sau de fapt dacă te-ai tăiat, că dacă te-a mușcat zombiul devii și tu zombie și după aia nu mai are rost să spui așa ceva. Dacă te-ai tăiat în ceva... Dacă ți mai rămâne de la borcanele pe care le-ai deschis, știi, cu bandă de asta. Putem folosi banda în caz că ți-ai rupt mâna, să-ți faci suport de asta la gât. Practic dacă, nu știu, vine apocalipsa, aparent avem nevoie doar de bandă. Mai departe l-avem și pe omul ăsta care nu știu exact ce face, pare că respiră într-un sutien. Ăla pare a fi un sutien. Na, în caz că se bășește zombiul și pute, respiri într-un sutien dacă n-ai altceva mai bun la îndemână. Deși, mă rog, acum s-ar putea să zică unii că l-ai furat de la femeia zombie, știi, sutienul? Sau dacă s-a bășit zombiul? Acum una din două. Sau poate chiar amândouă. Ai niște fantezii cu zombii după ce s-a bășit. Aha, idee. Hai că deja e next level aici, vorbim despre bunker de ăsta gândit subteran, știi? Deși mi se pare cea mai proastă idee. Voi ați văzut ăsta, Game of Thrones, ultimul sezon și s-a ascuns piticul cu ăia în criptă, unde erau, ce să vezi, morți și ăia din criptă. Sunt zombi sus, dar sunt și jos. Aici clar nu cred că au cum să intre. Dar ce te face în momentul în care oamenii din interior devin zombi? Mai poți să te ascunzi și într-o bancă de asta de maximă securitate, unde bași bani, unde bași chestii de valoare, poți să te ascunzi aici, nu zic nu. Dar la fel, dacă devine unul din interior de acolo zombi, și la mușcat iar se creează haos și că n-ai pe unde să evadezi direct și dacă vrei să evadezi după și în față sunt zombi. Nu prea sunt gândite astea. Alcatraz, ce aici, prietene? Ar fi o idee destul de bună totuși. Na, o insuliță de asta să te ascunzi, să-ți faci, să-ți plantezi, să... Că na, de unde să vină zombi? Pe insuliță te asiguri și tu că ai scăpat de toți și după aia Dumnezeu cu mila. Te rogi la Dumnezeu să nu deveniți voi pe acolo zombi, ca după aia să... În rest, e o idee destul de bună asta. Și da, cam atât și cu video-ul ăsta. Mi-e foame, mă, cam doare și gâtul. Sper că s-a auzit ok sunetul vieții, pentru că
În ultimele două videoclipuri s-a auzit un fâșit extrem de enervant. Și noi ne auzim data viitoare. Dacă desigur ți-a plăcut, nu uita să dai un subscribe și să aprinzi notificările ca să ne flexăm împreună la timp și să ne ferim de zombie în cască. Să mă urmărești pe Instagram andrei.cosmin și noi ne auzim data viitoare.